Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Secretele Familiei. Filmăm, de data aceasta nu suntem în direct, filmăm la Biserica Iisus Bunul Păstor, alături de Părintele Francesc Fărcășel, care a răspuns invitației noastre. Sunt mai multe evenimente să petrec în rândul credincioșilor catolici. Părintele o să ne spună și ce evenimente. Încă mai este anul, se încheie anul acesta, anul familiei. Am mai filmat acum câțiva ani, cred că pe la început, despre anul familiei. Biserica Catolică, cât și Biserica Ortodoxă, a sărbătorit din 2010, parcă, până în 2013, anul familiei. De fapt, mai mulți ani ai familiei. Părinte, bine v-am regăsit! Bine ați revenit! Au trecut ceva ani, noi am mai adăugat câteva fire, așa, dumneavoastră ați făcut foarte multe aici în Sfânta Biserică, este foarte frumos la dumneavoastră să luăm imagini, deși romașcani știu, dar e bine să le reamintim, pentru că învățătura aduce întotdeauna bine. Familia, Părinte, pentru că este o emisiune despre familie, știm că proveniți dintr-o familie numeroasă. Când vă adunați, s-a mai mărit numărul, s-a mai mărit, că au mai venit... Între timp, da, au mai venit ceva nepoți, încă noră, mă rog, cumnată din partea mea, sigur, se mărește familia și chiar este frumos. Ne pregătim acum, aș putea spune, evenimentul familiei, anul 2015, părinții împlinesc 50 de ani de căsătorie. Ce frumos! Și pregătim din timp evenimentul. Din zona Romanului, să reamintim, sunteți din zona Romanului, Iugan. 17 km. 17 km. Iugan este comuna Mircești. Județul Iași, dar este da, la trecem graniță. Când sigur. Ne ducem înspre Suceava. Suceava, vedem că s-a mărit, s-a apropiat de șosea satul. Familia, Părinte, m-am zis să mai discutăm acum pe final de An al familiei. În ziua de astăzi, când lumea este așa cum este noi, lumea este aceeași decât lumea, cum spune și tata, dar au mai intervenit câte una, modernismul, libertatea, una alta. Familia, cum ar trebui să o perceapă fiecare individ? Că este un început în toate, căsătorie, botez, întreg, cum vede Biserica Catolică căsătoria? Înainte de toate aș vrea să spun ce este cu anul familiei, poate alți din ce și ne-au urmărit și alte emisiuni. Deci Biserica, în spiritul ei pastoral, a observat problemele cu care se confruntă familia și a hotărât să facă un triduum, așa să zicem, 3 ani, dedicați familiei, în care am avut teme speciale pentru fiecare an. Mai întâi a fost biserica în familie, primul an, apoi familia implicată în viața bisericii, cel de-al doilea an, iar cel de-al treilea an a avut, să zic așa, două denumiri. În primul rând, familia ca și icoană a Preasfintei Treimi, dar și pentru că Biserica Catolică Universală a proclamat anul 2012-2013 anul credinței, cea de-a doua denumire a anului a fost credința în viața de familie sau familia și credința creștină. Practic, ce s-au întâmplat în acești ani? Pe lângă catehezele specifice temelor care au fost propuse,
s-au făcut diferite activități în viața de familie, s-a solicitat implicarea familiei, a membrilor familiei mai mult în viața bisericii. În anul următor, biserica s-a implicat mai mult în problemele de familie. Anul acesta, al treilea, diferite teme care au avut la bază credința creștină și cum putem să reînnoim viața de credință în familia de astăzi. Sigur, nu sunt lucruri ieșite din comun. Am putea spune că sunt lucruri normale care se fac. Dar accentuarea și mereu discuția despre aceste lucruri și promovarea lor duce la această, să zicem, deschidere a minții din partea creștinilor, din partea oamenilor. Familia nu este o invenție a noastră, a bisericii. Familia este voită de Dumnezeu, așa cum știm de la creare, bărbați și femei, și apoi creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Apoi avem o reconfirmare a importanței și a valorii familiei, pentru că însuși Dumnezeu, Iisus Hristos, a vrut să vină pe pământ, deși ca Dumnezeu avea atâtea alte posibilități, a vrut să vină pe pământ într-o familie. Deci înțelegem cât de importantă este viața familiei. Și nu degeaba se spune că familia este celula societății, pentru că este celula de bază a societății. Iar dacă o celulă nu este sănătoasă, automat întreg organismul, întreg trupul se șubrezește, nu este funcțional. Și atunci unde lucrăm? Unde trebuie să lucrăm? Acolo, la esență, la celula familiei. Păi să vedem implicarea bisericii în viața de familie, așa pe scurt să le reamintim, am mai discutat acum 2-3 ani, cred, când am filmat noi la dumneavoastră, și aia credința în cadrul familiei. Întâmplător mai spun că, circulând, așa mi-este meseria, mai ascult un post de radio în mașină, ca să nu fie drumul monoton, se discuta o temă de către un anumit post de televiziune despre un anumit fotbalist, nu mai are rost să-i dăm numele, cei care sunt iubitori știu, să zicem o anumită persoană care, datorită unor probleme, când ai prea mult strică, ca să mergem direct la subiect, a ajuns subiect de discuție și că nu ar mai avea nicio scăpare. Fel de fel de interlocutori au intrat în direct și au discutat. Foarte mulți bărbați, dar o singură persoană, o doamnă, a atins punctul culminant. Bun, nu găsește la clubul în care juca fotbal alinare, nu găsește în familie, că nu mai are ce să-i facă familia, că este irecuperabil. Dar credința, nimeni n-a spus nimic. Acel om avea o credință. Nu poate să facă nimic, nu are nimeni, lăsăm omul așa, nu are nimeni dreptul la o a doua șansă, nimeni nu a atins punctul credință. Părinții, că dacă așa a văzut în familie, așa va face și el. Ceea ce nu este greșit. Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu, dar de regulă se întâmplă așa, părinte. Da. Că moștenește o anumită genă de la părinți, că nu, și asta este adevărat. Dar din punct de vedere al credinței, nimeni nu a ridicat. Nu are nimeni dreptul la a doua șansă. Vă referiți a doua șansă la a doua căsătorie? Nu. În general, de a se aduce o îmbunătățire în viața unui om. Nu mă refer la căsătorie aici. A salva un om de la o viață dusă în dezmăț, în... Ba da, cu siguranță... Toți au spus, dacă... părinții sunt de vină, că așa a văzut, dar... Să se ducă la psiholog, dar biserica, credința lui. Noi ca popor avem o calitate cu ghilimele de rigoare. Ne dăm totdeauna cu părerea despre alții, știm toate despre ceilalți, doar despre noi. Nu știm sau nu facem nimic despre noi. Cred că dincolo de a vorbi, cred că e important să faci un lucru. Dacă vrei cu adevărat să ajuți o persoană, trebuie să te implici, nu trebuie să-ți dai cu părerea. Cred lucrul ăsta l-a făcut și biserica prin acești ani. În primul rând, catehezile,
Biserica a profitat de faptul că omul în conștiință își cunoaște obligația de a veni duminica la biserică, cel puțin duminica, pe lângă activitățile din timpul săptămânii. Și atunci, cu ocazia aceasta, la predicile duminicale, am atins și anumite probleme, începând de la iubirea în viața de familie, probleme de divorț, alcoolul, educarea copiilor, tot ceea ce ține de viața de familie. Și biserica a încercat, să zicem, în mod general, să vorbească despre acestea. În mod particular, în parohii, noi preoții am încercat să luăm legătură cu, cunoscându-ne parohia, cu acele persoane, cu acele familii care au o anumită problemă și am încercat să discutăm. Sigur că credința are un rol foarte important, pentru că dacă unul are respect față de Dumnezeu, atunci va avea respect și față de aproapele. Să zicem, în cazul nostru, preotul, având încredere în el și punându-se la dispoziție, ca să zic așa, să-i asculte sfaturile și să încerce să facă ceva, să-și schimbe atitudinea pentru a-și salva familia. Dacă persoana respectivă nu are credință, nu are respect față de aproapele, foarte greu reușești să faci ceva. Rămâne partea cea spirituală, să te rogi pentru acea persoană, să o încredințezi Domnului, sperând ca Domnul să-i înmoaie inima și atunci să poți lucra din nou. Am identificat acele familii, sigur nu toate, pentru că, cum am spus, nu toți sunt dispuși să accepte. Am stat de vorbă personal cu soțul, cu soția sau cu copiii acolo unde au fost probleme. Sau să accepte că este o problemă, nu? Da, aici este o mare problemă. De ce trebuie să tăinuim, părinte? De ce trebuie să ne fie rușine și să ascundem noi că avem o problemă? Tocmai cine ceea ce suntem vă spuneam, noi ca să judecăm pe ceea alții? Ce vă spuneam mai devreme, avem o calitate cu ghilimele de rigoare. Până când ne o să mai rămână părerea. Calitatea asta? Nu știu, suntem, de cine depinde? Suntem un popor latin și pe de altă parte și un pic balcanic. Și atunci ține oarecum de structura noastră. Dar sper, continuând această formare, cu timpul să ajungem și noi să fim oarecum, să ne vedem mai mult de ale noastre și de problemele noastre, recunoscând că nu suntem perfecți și că avem nevoie. La medic nu-ți faci tu toată operația sau ai nevoie de șanterist, nu poți să faci tu toate. Așa ai nevoie și de preot, ai nevoie și de Dumnezeu. Sper ca cu timpul omul să înțeleagă că are nevoie de cel de lângă el și să apeleze cu încredere. Bunica spunea că nu trebuie să judecăm pe nimeni, să nu ne intereseze decât de noi, de familia noastră, să nu vedem bârna. Să vedem paiul bârna din ochiul nostru și paiul din ochiul altuia. Foarte subtil lucrul ăsta. Nu ne spunea cu prea multe cuvinte sau ne făceau filozofie anume. Cred că ar trebui o schimbare de mentalitate, nu știu. Să apelăm la lucrurile care ne privesc pe noi, ca familie vorbind așa. Totuși, niciodată, luptat până la capăt și cred că există cale de îndreptare a oricărui individ sau cuplu sau copil. Căsătoria este ceva sfânt, lăsat de Dumnezeu, dumneavoastră spuneați sacru, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu desfacă. Și totuși intervin divorțurile, părinte. Cum priviți dumneavoastră? Sunteți tânăr, aveți o anumită educație primită dintr-o familie numeroasă, cu bine închegată. Totuși în zilele noastre se întâmplă atâtea. Cum e mai bine? Căsătoria, în primul rând, este un sacrament. Deci nu este doar acel act civil care se face la starea civilă. Pentru toți ceilalți care nu ortodoxi, care sacrament este un cuvânt nou. Poate acum, în conjunctura de azi, mai știm ce înseamnă sacrament? Un sacrament sau o taină, cum se spune în Biserica Ortodoxă, este un semn văzut. Da, văzut cum se celebrează sacramentele. Orânduite de Iisus Hristos. Toate cele șapte sacramente sunt orânduite de Iisus Hristos. Adică tainele la noi, cele șapte taine la cele ortodox. Șapte taine. Prin care noi dobândim un har nevăzut, har care este necesar pentru mântuirea sufletului nostru. Spre exemplu, la spovadă, harul este iertarea păcatelor. Fără iertarea păcatelor, noi nu putem să dobândim
mântuirea sufletului. Sau la botez, dacă să începem cu botezul, este iertare de păcatul strămoșesc. Fără iertarea păcatului strămoșesc, noi nu ne putem mântui. Deci, căsătoria este și ea un sacrament orânduit de Iisus Hristos, prin care două persoane libere, bărbat și femeie, altfel nu este sacrament, se unesc pentru toată viața și primesc de la Dumnezeu harul de a-și putea îndeplini îndatoririle creștinești. Deci, celor doi căsătoriți, așa Dumnezeu, prin sacrament, li se imprimă, să zicem, o pecete, un caracter de neșters pentru toată viața. Doar moartea este cea care îi desparte pe cei doi. Până ce moartea ne va despărți. De fapt, sunt cuvintele lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu poate să despartă. Sigur că biserica este conștientă că mulți dintre tineri pleacă la drum fără o conștiință de plină a ceea ce fac și nu spun lucruri noi sau necunoscute. Mulți tineri se căsătoresc astăzi, aș putea spune, necunoștință de cauză. Pentru că se plac, pentru că poate că tot conviețuiesc împreună, mai spun părinții, băi, hai, puneți-vă și voi la punct. Și nu sunt conștienți de responsabilitățile care revin din viața de căsătorie. Și ai pleacă la drum, că e frumos, faci o nuntă, pui pe net pozele, toată lumea te felicită, bravo, dar vine realitatea după aceea, responsabilitatea casei, vin copiii, responsabilitatea copiilor. Și poate că aici aș putea spune că este o vină a părinților. Nu îi mai responsabilizează pe copii astăzi cum era odinioară. Da, părinte, dar era mama acasă. Mama, din probleme sociale, e plecată la muncă în altă parte. Să lăsați copiii ori în caz fericit cu tată, cu bunici, cu astea. Lipsește acea verigă. Sigur. Eu vedeam la mama, când tata lua salarul, lista, fiind copil, banii ăștia pentru uniformă, banii ăștia pentru... Adică vedeam toate etapele. Da, unei vieți de familie. Acum, din păcate, dorința omului justificată este aceea de a avea un trai mai bun. Problema este că uneori materialul se trece peste traiul mai bun, te compari cu vecinul, cu vecina, are mai mult, are altă și aia, calitate între ghilimele. Atunci trebuie să fiu și eu și atunci, practic, ceea ce în principiu era bun, băi, merg un pic în străinătate să fac câțiva bani ca să fac un trai decent. Competiția e bună, dar uneori strică. Da, vedeți, și atunci se uită de valorile familiei, de dragostea din familie, de comuniunea dintre soți, de educația copiilor. Din păcate, toți banii care, să zicem, s-ar aduna în plus, mai târziu nu reușesc să cumpere ceea ce s-a pierdut. De aceea copii depresivi, copii care nu mai ascultă de părinți, copii care o iau la un drum greșit în viață, se căsătoresc și ajung să divorțeze. Biserica nu este împotriva binelui omului, din contra, vrea binele, dar nici nu poate să dea cu piciorul unui caracter sacru, care este viața de familie. Părinții lui Hristos nu au divorțat și au fost probleme și acolo, au trebuit să fugă în Egipt, au trebuit să l-au pierdut pe Iisus, dar împreună, au căutat împreună să fie aproape și să rezolve problemele. Biserica este de acord că apar în anumite momente probleme, dar tocmai de aceea există credința, tocmai de aceea există toate aceste activități și momente de rugăciune pentru familie. Încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu, încercăm să deschidem inima și mintea omului, a familiei, să înțeleagă că nu poți să le faci pe toate în viață sau nu poți să faci nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. Din păcate, omul dă rapid cu piciorul, nu ne mai înțelegem, nepotrivire de caracter, am divorțat, mergem mai departe. Dar omul nu se gândește și la consecințe. Foarte mulți dintre cei care divorțează devin într-un fel sau altul depresiv. Copiii vor suferi mai târziu, poate că încă nu vedem consecințele, dar deja încep să se vadă consecințele faptului că părinții divorțează, copiii nu mai au încredere în ei, amână momentul căsătoriei, chiar dacă
iată, se căsătoresc, divorțează rapid pentru că nu vor să trăiască traumele pe care le-au avut în copilărie. Sunt multe, din păcate, multe probleme care izvorăsc din divorț. Biserica știe că pe primul loc trebuie să fie sufletul. Și încearcă omului, pe lângă cele materiale, să-i inoculeze așa dorința de spiritual. Sperăm ca omul să înțeleagă și să apropie de Dumnezeu, pentru că apropierea de Dumnezeu îl va face să fie și mai înțelegător cu semenul. Soțul, soția, copii. Poate că acum este, vorbim de aceste clipe care le trăim, poate că acum este mult mai important rolul bisericii în viața socială, fie în viața socială a ortodoxului, fie în viața socială a catolicului. Până la urmă, cei care suferă sunt copiii și aici este cel mai grav. Sunt pepiniera noastră. Ce vor duce mai departe? Da, eu sper ca omul să înțeleagă că, de fapt, copilul reprezintă viitorul și așa cum un copăcel, o floare, te îngrijești de mic să crească bine, așa trebuie să te îngrijești de copil. Dacă copilul nu crește drept de mic, dacă îl încerci să-l îndrepți mai târziu, riști să-l rupi. Un copăcel, dacă crește strâmb, riști să-l rupi. Eu sper ca omul să înțeleagă că aici trebuie pusă baza, în copii. Copiii și tineri, ei sunt viitorul și ei sunt și baza bătrâneților noastre. Dacă noi zicem că banul este mai important pentru că copilul cere, sigur, copilul cere și va cere oricât de mult. Nu e și obligatoriu să-i dai, copilul trebuie crescut în responsabilitate. Din păcate, aici se rupe această educație între părinți și copii. Vorbesc la modul general. Gen. Și când se rupe aici legătura, din păcate, se ajunge mai târziu la catastrofele care se întâmplă astăzi. Cred că s-a uitat de acea comunicare, de acea înțelegere în bine cu vecinul. Am pierdut din valorile noastre tradiționale a familiei creștine? Cred progresul că da. Progresul a tăiat ceva? Din păcate, trebuie mers puțin mai în spate. Eu zic că și cei 50 de ani de comunism ne-au afectat foarte mult. Am fost educați într-un anumit stil și, bun, sunt și lucruri pozitive, nu înseamnă că toate au fost negative, dar în ceea ce privește valorile acestea, respectul față de aproape, respectul față de bunurile celuilalt, bunurile statului, acestea au fost distruse. Eu sper că, deja am trecut peste 20 de ani după Revoluție, sper că ușor, ușor, schimbându-se generația, să se schimbe și mentalitatea oamenilor. Bun, dacă e să ne referim la cei 50 de ani de comunism, cred că ar mai trebui încă 20-30 de ani să se schimbe o generație și să se schimbe o mentalitate. Sperăm. Nu știu, ne încredințăm providențe și să sperăm că și omul, măcar în românul în al 12-lea ceas, să înțeleagă și să-și schimbe un pic din atitudine. Cu atât mai mult venind acum și această criză mondială, economică, sper că omul va reuși să înțeleagă că nu banul este totul, că banul e suficient să cadă odată și totul se duce. Luând de la grădiniță pe nepoțica mea, îmi spune, ce știi, mama, am un coleg român-italian. Zic, cum adică român-italian, Ana? Da, mama, avem un coleg care a venit la grădiniță din Italia și la un moment dat, dar zic, vorbea românește? Da, zic, asta e bine, că vorbește limba mamei. Și da, mama, dar la un moment dat vorbea în italiană și spune, a, zice, sunt în România, sunt român, trebuie să vorbesc românește. Copiii sunt foarte deștepți, foarte. Deci vreau să ating punctul că acești 20 de ani de declin dus, totuși întoarcerea acasă, acum, când și Italia și Spania trece prin... E un semn bun? E un semn... Mi-aduc aminte... Călătorim, dar... Prin 2007, mergând cu binecuvântarea familiilor, fiind foarte mulți din parohie o treime
În 1720 de credincioși, 540 sunt plecați în străinătate. Italia, Spania, Anglia. Dar ați evoluat dumneavoastră, aveți parohiile acolo, aud de la vecini, se duc la biserică. Deci da. Este o implicare, este o evidență, un control. Le spuneam de atunci celor care veneau acasă și vorbeam cu ei, vă mai întoarceți? A, părinte, nu cred, România, nu. Spuneam, băi, nu spuneți, mai vorbim peste 10 ani. Ei, uite că nu am avut dreptate, că s-a întâmplat mai devreme de 10 ani, suntem 5-6 ani, și mulți trăiesc adevărate drame. Au început unii acolo să-și cumpere o casă, au făcut o rată, au rămas fără serviciu. Banca le-a luat tot, au trebuit să vină în țară. În țară nu mai au nimic. Poate că și prietenii și-au pierdut. Vă dați seama ce trăiesc. Sau poate că unii au reușit să-și ridice o casă. Locuiesc în ea, bun, ai casă, trebuie întreținută. Cu ce? Sau poate că unii nici n-au reușit să o termine. Vă dați seama, pe lângă orgoliul de a râd și alții de ei, băi, că n-au reușit să facă nimica. Dincolo de toate acestea, sunt adevărate drame pentru cei care n-au reușit, să zicem, să-și păstreze și aici o bază. Într-adevăr, se întorc, copiii o iau de la capăt, sigur, au un pic de muncit mai mult pentru că școala e un pic mai lejeră în străinătate, dar, în general, copiii se acomodează și e bine pentru ei dacă au părinții aproape. Însă se vede că părinții trăiesc o dramă pentru că s-au obișnuit cu un standard. Când treci de la bine la rău e una, când treci de la rău la bine e altceva. Când ajung aici și neavând parcă pe ce să pună mâna, au poate și o anumită vârstă. Din păcate la noi nu se angajează dacă ai trecut după o anumită vârstă. Și atunci, sigur, asta este o nouă pastorație pe care trebuie să o facem a celor care au fost, să reîntorc și trebuie într-un fel încurajați. Din păcate, mai mult de încurajare, cam greu să faci ceva. Mai ținem legătura și cu patroni, cu mediul de afaceri, încercăm să mai vedem pe aici, pe acolo, un loc de muncă, măcar strictul necesar. E, acum mai este familia, de aia zic, familia unită. Nu cred că dacă ar veni fratele meu sau nu l-aș primi. Este vorba despre cei 7 ani de acasă, care au fost, știu eu, vorba dumneavoastră, schimbare de mentalitate. Părinte, acum am atins punctul acesta. Avortul în Biserica Catolică era o statistică în cei 20 de ani scurs de după Revoluție, cel puțin încă aproape România în avorturi, 18 milioane de avorturi. Dacă mai punem și statistica clară, oficială, 1958 sau 1968 până în 2008, deja 20 de milioane de avorturi în România. Oficial, pentru că știm că în perioada dinainte de Revoluție au fost multe avorturi clandestine. Mai spunem că și după Revoluție deținem de ani bun recordul trist faptului că în Europa suntem pe primul loc la numărul de avorturi. Cred că aici este, poate îndrăznesc, spun și un blestem al țării, faptul că am ucis atâția copii, atâta populație, iar sângele, cum spune Sfânta Scriptură, sângele lor strigă din pământ către Dumnezeu. Cred că trebuie să ne deșteptăm. În primul rând, o educație clară asupra tinerilor de astăzi. Și aici, din nou, pornim de la familie. Ca mamă, ca tată, să nu știi ce-ți face fiica, fiul, la ora 11, 12 seara, să nu iai în casă. Fiind atâtea posibilități astăzi, se întâlnesc, stau împreună, încep să conviețuiască, să aibă relații la împreună, vârste la vârste fragede. Clar că ei sunt tineri, necopți, au nevoie de părinți. Ori cât ar încerca părinții să le dea cele necesare, nu vor reuși să îi responsabilizeze și în privința asta. Părinții trebuie să le ofere, în primul rând, dragostea, grija lor. Cum să-i spun eu fiului meu nu fuma, când eu, dacă merg cu el de la grădiniță, le iau pe stradă, am văzut mame cu țigara în gură, cu
îmbrăcată indecent, în ținută, cum să-i spune o fete, nu te îmbrăca, mama avea o japă după ușă. Și eram și noi tineri, am trecut și noi, când îi spun copiilor mei, zic, dragostea este aceeași de întotdeauna. Păi nu plecam la școală de acasă cu îmbrăcat într-o ținută indecentă, era uniform, era necontrolat, acum... Eu zic că e vorba de o schimbare de mentalitate a întregii societăți. Și cred și se vorbește despre poporul român, că este un popor credincios. Eu cred că trebuie să avem grijă, mai degrabă suntem un popor superstițios. Și superstiția nu este credință. Ar trebui să vedem dacă suntem cu adevărat credincioși, dacă relația noastră cu Dumnezeu este aceea care trebuie să fie de respect și de laudă adusă lui Dumnezeu pentru toate care, pentru tot ceea ce ne-a dat, dar și de respect față de aproapele. Eu personal, de la mine, să pornesc întâi, îl respect eu pe Dumnezeu, îmi împlinesc eu ceea ce ține de sufletul meu, dar pe aproapele, că este prietenul, prietena, că este mama, tata, că este copilul, îl respect eu cu adevărat, respect creatura lui Dumnezeu, să nu uităm că Dumnezeu nu ne mântuiește ca parohie, ca și țară, ca nație, ca... Nu! Dumnezeu mântuiește personal pe fiecare. Și atunci asta ne arată că Dumnezeu are grijă de persoană și pune pe primul loc persoana. Eu ca persoană, dacă mă prezint azi înaintea lui Dumnezeu, mă voi mântui? Sunt eu în relație bună cu Dumnezeu și cu aproapele, că e soțul sau soția, că e copilul, mama, tata, sunt eu în relație bună cu ceilalți. Dacă nu reușesc să trec peste anumite obstacole și să văd în celălalt de lângă mine un copil al lui Dumnezeu, un confrate, suntem înainte lui Dumnezeu, suntem copii. Dacă nu reușim să trecem dincolo și să vedem toate lucrurile acestea, nu vom însănătoși niciodată această țară. Pornind de la respectul față de Dumnezeu, față de aproapele, față de bunurile care sunt, până la urmă, ale tuturor. Dacă nu vom reuși să facem lucrul ăsta și să schimbăm, să ne străduim să schimbăm lucrul acesta, greu va fi să schimbăm ceva în această societate. Cred că și anturajul, părinte. Și anturajul în care navighez, ca să spun așa un cuvânt, internetul, care are și el partea bună și partea întunecată, și faptul, te încerci să fii mereu, să zici, să îi explic, tu trebuie să fii cel care ești tu, autentic, trebuie să fii tu, nu trebuie să copii pe nimeni, tu trebuie să, da, dar cu tare are următorul laptop, cu tare are, nu te interesează, întotdeauna așa ne spuneau părinții noștri, dar acum, parcă e din ce în ce mai greu de stăpânit să-i spui unui copil... Suntem și într-o perioadă a consumismului, chiar dacă a venit criza, omul încă caută de criză s-au făcut cele consume, mai multe. Încă se gândește că are nevoie de unul de altul. Copiii însă au nevoie, în primul rând, de părinți, să petreacă părinții. Poate că aici și statul ar trebui să intervină mai mult în protecția copilului, ce protecția copilului? Când tu îl lași în casă, de cine îl verifică copilul? Eu când am născut-o, am venit de la circa medicală, așa se numea atunci, și a venit a doua zi imediat ce am ieșit din spital acasă, moașa, sora medicală, m-a verificat și pe mine și pe copil. A venit timp de 40 de zile. Acum cine mai vine, părinte? Vorbim de 30 stat ca de o persoană. Da, statul ar trebui să se implice mai mult. Acolo statul sunt oameni trimiși de noi. Dacă din nou mă întorc, responsabilitatea este a noastră. Pe cine promovăm? Legile, aici, părinte, începând... legislație mai dură pentru o mamă care își... Legislațiile... Nu că mai dură, eu zic că sunt... Sunt suficiente în felul lor, sigur, se pot îmbunătăți, dar dacă nu se aplică, haideți să fim serioși, chiar și dintre noi, da, suntem șoferi, știi legislația, nu mai treci peste. Să ajungem la acea responsabilizare, domnule, ce trebuie să fac? Dacă merg corect, împlinesc porunca corect, atunci îl respect și pe cealaltă.
practic Dumnezeu, când a dat cele 10 porunci, le-a dat în mod clar. Asta faci, asta nu faci. Le respecti, te respecti pe tine, dar respecti pe celălalt de lângă tine. Dacă nu respecti, luăm simplu, că tot e la modă porunca a 7-a a furatului, păi nu respecti lucrul celuilalt, nici celălalt nu o să-ți respecte lucrul tău. Și atunci ne furăm unii pe alții la nesfârșit. Cred că trebuie din nou ne întoarcem la acea responsabilizare. Da, respectul față de ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit, ceea ce a dăruit și celuilalt, respectul față de persoană. Și spuneam că acolo sus la stat sunt oameni care într-un fel sau altul sunt trimiși de noi. Dacă noi, societatea care îi trimitem acolo, nu promovăm oameni importanți, oameni serioși, oameni care să fie cu dragoste de Dumnezeu și cu dragoste față de aproapele, degeaba vom aștepta noi ca statul să facă ceva. Dar poate că așteptăm prea multe de la stat, trebuie să mai facem și noi. Păi tocmai spuneam, de la noi trebuie să facem. Legislația trebuie. Păi dacă îi dai o palmă acum unui copil, este protecția copilului, vine și ți-l, dar pe cel care este abandonat pe stradă, pe ăla nu-l mai verifică nimeni. Părinte, ne apropiem de final de emisiune. Dumneavoastră, acum, pentru cel de-al treilea an, mai aveți niște evenimente. Se petrec niște evenimente mai importante în parohia dumneavoastră? Da, noi... În următoarele luni? Noi deja în fiecare săptămână avem momente de formare cu atât cu copii. Foarte frumos vorbesc credincioșii dumneavoastră despre dumneavoastră, că mai se întâmplă lucruri frumoase în biserică. Nu, cred că facem ce este normal. Nu, eu nu văd nimic deosebit. Sunt momente de formare cu copii, cu tinerii, cu adulții. Avem momente de pregătire a liturghiilor, cu cântări și cu tot ceea ce trebuie. Avem momente în care ne întâlnim și în mod separat. De exemplu, dacă este ziua de naștere și cineva dorește, avem centru pastoral unde ne putem întâlni. Pe lângă acestea avem momente de rugăciune speciale, pe lângă liturghiile speciale avem și momente de rozariu. Suntem în luna octombrie, lună în care avem o devoțiune specială către Preasfânta Fecioară Maria și ne rugăm acea rugăciune a rozariului, plus momente de adorație a Sfântului Sacrament. Sunt lucruri pe care le facem în mod obișnuit. Anul se încheie pe 24 noiembrie cu sărbătoarea lui Hristos, Regele Universului, în care se va face și încheierea solemnă anului credinței și anului familiei creștine. Dar, practic, nu se încheie toate activitățile, ci din contra, ceea ce am încercat în această perioadă, încercăm să aplicăm mai mult în viața de familie. Lângă acestea sunt și activitățile sociale, caritative. Fiecare categorie de vârstă au planificat, mai ales că începem din decembrie și sărbătoarea Crăciunului. Da, deja activități pentru copii, pentru bătrâni, pentru bolnavi, astea care sunt specifice. În speranța că... Am zis un singur telespectator, dacă ne ajută și trage o concluzie, că vom fi mai buni, că vom privi mai cu... realitatea o vom privi cu ochii triști sau nu știu cum să spun, să o luăm așa cum este. Avem probleme, trebuie să le depășim că suntem oameni, pentru că mereu îmi iau exemplu părinților mei și mă întreb și bunicii și bunicile după mama au rămas singure, au avut un război, am zis, cum ei au reușit și noi când avem atâta progres, avem atâta tehnică, avem mașini de spălate cu sud, de tot felul, de făcut pâine de astea, nu ne descurcăm. Cum se descurcau ei? Poate că ne lăsăm și noi prea mult în era asta a tehnicii și uităm că omul mai trebuie să facă și altceva. Avem mai multe posibilități de comunicare și din păcate comunicăm mai puțin. E un lucru stupid, aș putea spune. Avem telefoane, internet, avem camere web, ne vedem. Da. Ne... Dar din păcate ne împrăștiem prea mult, în prea multe și uităm ceea ce este esențial. Iar pentru că vorbim de familie, esența familiei după credință este dragostea. Din păcate noi dragoste înțelegem sex și atunci fără să uităm că dragostea are cel puțin trei așa
ramuri, în primul rând dragostea din familie, apoi dragostea dintre om și cel de lângă el, Caritas, cum se spune, activitățile caritative, și abia într-un al treilea rând această dragoste eros din limba greacă. Noi rămânem doar cu aceasta a treia și uităm ceea ce este esențial în familie, acest agape, acea dăruire unul față de celălalt. În momentul în care omul va înțelege că trebuie să renunțe la el, să se dăruiască soțul soției, soția soțului, împreună să se dăruiască copiilor, copiii să facă tot ceea ce e important să se simtă și ei bine, dar și părinții să fie mulțumiți. În momentul în care vom înțelege această dragoste, agape, prietenie, cum vrem noi să-i spunem, atunci cred că lucrurile se vor îndrepta și sunt familii, să nu privim totul în negru. Nu generalizăm. Pentru că noi avem această tendință să vedem totul negru, eventual gri, totul gata, nu mai avem nicio șansă. Sunt atâtea familii care se străduiesc, în ciuda tuturor greutăților, se străduiesc să trăiască și credința, chiar dacă nu sunt perfecte, mai greșesc. Este Sfânta Spovadă, se străduie să ofere copiilor dragoste, grijă, chiar dacă nu totdeauna cele necesare. Sigur, copiii vin, mama, tata, știi, am văzut acolo. Măi, părinții sunt transparenți, uite, ăsta este salariul, astea sunt obligațiile. În momentul, cred că trebuie să schimbăm un pic și ceea ce privește educația în familie. În momentul în care ești mai deschis față de copil, îl implici pe copil în viața familiei. Da, uite, ăsta este salariul, asta este salariul mamei, astea sunt cheltuielile, frumos, ceea ce este clar, am pus pe hârtie, uite, hai, putem să luăm sau nu putem să luăm lucrul ăsta. Și dacă e să-ți iau ceva, ia să vedem, tu ce poți să faci? Vii cu note mai bune, faci și tu ceva în familie. Dar e important să petreci mai mult timp cu familia. Înainte eram în aceeași casă, acum însă vremurile ne-au despărțit și trebuie totuși să căutăm timp să petrecem cu copiii. Nimic nu este imposibil, părinte. Noi vă mulțumim pentru sfaturile și poveștile care ne nășim până la urmă din experiența dumneavoastră de preot și aici în parohie. Stimați telespectatori, în speranța că părintele, să-i spunem, o lecție de viață pentru familie și pentru credință. Nu uitați să dăruiți, fiți mai buni cu semenii dumneavoastră, dacă alte variante nu avem, că nimic nu este imposibil, oricine merită o a doua șansă și eu cred că Dumnezeu este Cel care ne veghează și fiecare dintre noi are o misiune aici, pe pământ. Cu siguranță, și vorbeam mai devreme de familie și de iubirea care trebuie să unească familia, aș dori, dacă este posibil, dacă timpul ne mai îngăduie, să închei cu un fragment din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Corinteni, acest imn al iubirii, sigur, mai pe scurt, dacă aș vorbi limbile oamenilor și ale îngerilor, dacă nu aș avea iubire, aș deveni o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și dacă aș avea darul profeției și dacă aș cunoaște toate misterele și toată știința și dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții, dacă n-aș avea iubire, n-aș fi nimic. Și dacă aș avea toată averea mea aș da-o ca hrană săracilor și dacă mi-aș da trupul să fie ars, dar n-aș avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic. Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă. Iubirea nu se laudă, nu se mândrește, ea nu se poartă necuvincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul primit. Iubirea nu încetează niciodată. Acum cunosc în parte, dar atunci, la sfârșit, voi cunoaște pe deplin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Iar acum rămân acestea trei, credința, speranța și iubirea. Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea. Cu aceste cuvinte închei și eu mulțumindu-vă pentru că
mi-ați oferit ocazia să împărtășesc câteva gânduri, dorindu-le tuturor creștinilor, tuturor telespectatorilor să nu uite să facă loc din inima lor lui Dumnezeu, iar Dumnezeu care este iubire le va copleși și lor inima cu adevărata iubire pe care mai apoi să o transpună în viața de familie. Vă mulțumim, Părinte, deci credința, speranța și iubirea. Nu mai avem nimic de adăugat decât ceea ce ne-a spus Părintele, credința, speranța și iubirea. Ca de fiecare dată vă doresc multă sănătate și nu uitați, aveți grijă de familia dumneavoastră. La revedere! La revedere!